De-a lungul viacurilor, diversi prezicători și mediumuri au încercat să prezică viitorul. Dar timpul s-a scurs. Ei au dispărut, și nimeni nu este capabil să ne spună ce va fi mâine, în afară de profețiile ascunse în Biblie. Ce ne spune Biblia despre lumea contemporană? Cum să înțelegem profețiile dificile? Proiectul Apocalipsa Speranței este ceea ce îți va da pace și încredere în viitor. Fii parte din acest proiect accesând linkul din descrierea spotului video. Bună seara, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a programului nostru virtual Apocalipsa Speranței. Mă bucur că suntem împreună și în această seară. Vă salut pe toți și sper că mă auziți bine. Mi este foarte greu, deoarece nu vă văd, dar mă susține, doar, mă susține doar comentariile pe care le scriți. voi. De aceea, haideți să facem un, un test al conexiunii. Vă rog ca să scrieți de la 1 până la 10 cât de bine mă auziți și cât de bine mă vedeți. Aș vrea ca să știu, să fiu sigur că într-adevăr vorbesc cu dumneavoastră și cei din capătul firului, din fața dispozitivelor, mă aud foarte bine și mă văd bine. Așadar, aștept aștept dovada că conexiunea noastră este bună. De la 1 până la 10, puneți vă rog o notă de apreciere. Aștept aprecierea voastră. Așadar, Observ că sunteți cu noi, mulțumim mult. Ludmila ne confirmă faptul că merge totul bine. 10 înseamnă că și imaginea merge bine, și mă auziți foarte bine. Așadar, încă o dată vă salut și am onoarea, am privilegiu ca să vă vorbesc în această seară și Sper ca să avem un interactiv bun, chiar dacă suntem prin o formă virtuală. Sper ca să văd mesajele dumneavoastră. Fiți activi în a comenta, în a pune like, în a pune întrebări, poate aveți întrebări. Așa că aștept interactivul din partea dumneavoastră. Aș vrea ca să aflăm, ca de obicei, de unde sunteți. Unde sunteți acum? Vă rog să transmiteți salutul vostru unde vă aflați acum. Așadar, avem persoane care ne urmăresc din Chișinău, din capitală. Vă salutăm, Chișinăul, un mare salut, de aici, de la Florești, de la orașul nordic al Moldovei. Așadar, avem persoane care ne privesc din Ucraina. M. cu Uimovam. Za Zăvașă Vitania, Nehai și Astâți, uh, Mij Grifșin, Mali Ovnicioi, ne urmăresc din Ucraina. Suntem bucuroși să vă vedem. La fel avem persoane din Cașunca, familiile din Cașunca, vă zicem bună seara și o uh, seară cât mai frumoasă să aveți. Așadar, vă rog să mai scrieți de unde sunteți, de unde ne priviți acum. Poate sunteți de peste hotare, poate sunteți din Europa, de peste ocean. Vă rog ca să ne trimiteți salutul vostru. Vrem ca să vă vedem. Vrem ca să știm că sunteți cu noi. Așa, Criminciuc ne salută. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Badiceni. Avem onoarea să vă vedem în fiecare seară. În fiecare seară sunteți cu noi, de aceea plecăciune vouă. Vă mulțumim că ne urmăresc cei de la Bădiceni, toată familia. Vă transmit mult drag, multe salutări cu mult drag. Între timp ce dumneavoastră scriți salutul dumneavoastră, vreau să vă reamintesc că dacă doriți să treceți un curs biblic, dacă doriți să cunoașteți mai multe despre Scriptură, aveți posibilitatea să ne conectați accesând pagina Bisericii Bună Vestire sau pagina mea de Facebook. La fel puteți să accesați site-ul Bible MD și acolo veți găsi datele mele personale. Mă puteți contacta pe WhatsApp, pe Viber, Messenger sau chiar pe telefon. Așa că nu ezitați să dați start unui studiu biblic. Poate aveți întrebări personale, poate aveți niște cerințe pentru rugăciune, așa că vă invităm să ne accesați. Așteptăm scrisorile, așteptăm mesajele dumneavoastră. La fel ne salută Crișlița Prut, un sat din sudul țării, situat chiar lângă Prut, lângă Georgiulești, Crișlița Prut, Salutul nostru de la Florești. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Împreună cu noi este și Tel Aviv, Israel. Ne bucurăm că Israelul ne urmărește seară de seară. Iedineț ne salută. Adelina îți transmit un salut de aici de la Florești. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Așadar, prieteni, cred că am observat, într-adevăr, ne-am convins că suntem mulți. Suntem din diferite zone ale țării și suntem chiar și din alte țări. Așadar, avem din Germania, avem persoane de la Soroca care ne salută. Vă zicem, bine ați venit cu noi, ne bucurăm că sunteți aici în emisie directă. Bruxelles ne salută, suntem foarte bucuroși să avem așa oaspeți îndepărtați. Stimați prieteni, acum avem ocazia ca să audiem o cântare, timp în care vă invităm ca să fiți la fel de activi, să puneți comentariile dumneavoastră, să invitați prietenii dumneavoastră, să accesați paginele noastre, să scriți cerințele voastre de rugăciune. Cântarea se intitulează Vino la Isus. Isus te cheamă. Să audiem această cântare, audiență plăcută. De ce nu vii de pe cărări străine? De ce nu vii acasă, copil iubit? Ești zbuciumat, nefericit prin lume, Cu suflet trist, bolnav și chinuit, noi Iisus te cheamă vino acas copil iubit vino acum te întoarce vino și vei fi Ți-ai părăsit părinții tăi odată Te-ai răzvrătit și i-ai îndurerat N-ai înțeles iubirea lor curată Și nici cuvântul ce l-ai ascultat A da copil iubit Vin Acum te întoarce Vino Și vei fi Fericit Tu ești chemat ca să trăiești de-a de ce să mori când ai putea trăi? Iisus te vrea, te iartă, te iubește, de inima și ți-o va curăți. Vino, Iisus te cheamă, copil iubit Vino, acum te întoarce Vino și vei fi fericit Tu ai o țară sus în veșnicie de ce s-o pierzi când ai putea s-o ai? Dă-i Domnului inima ta pustie, O dă-i de ce mai stai? Vino, Iisus te cheamă, Scopil iubit Vino A contentuarch copil iubit Vino, acum te întoarce Vino și vei fi fericit Încă o dată salut pe cei care... Deja sunt conectați cu noi. Cei care s-au alăturat de noi, ne bucurăm că sunteți cu noi. Rămâneți cu noi până la sfârșit. Într-adevăr, să venim la Isus pentru că el ne cheamă. Oriunde nu ne-am aflat, cât de jos nu am fi căzut. Cât de departe nu ne-am fi depărtat de Dumnezeu. Vocea lui Isus care sună blând și duios ne zice: Vino la mine. Vino acasă. Stimați prieteni, astăzi noi vom continua să studiem programul cu motoul Apocalipsa Speranței. Ne propunem ca să descoperim acea speranță care este scrisă în Cartea Cărților, în Cartea Sfântă, în Biblie. Ultima carte a acestei cărți, Apocalipsa, cuprinde un mesaj special pentru poporul lui Dumnezeu și pentru întreaga planetă. Seară de seară, împreună cu dumneavoastră, noi studiem această carte și am observat până în prezent că această carte conține un mesaj destul de important, un mesaj vital, un mesaj actual pentru fiecare om. Așadar, mă bucur că suntem mulți și suntem cu un singur scop, să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Salutăm pe Valeria care este împreună cu noi, pe Larisa. Ne bucurăm că Doamna Tatiana este cu noi, ne bucurăm pentru uh, Ivan, care s-a conectat cu noi, cu Dorina. Suntem acum în EFIR, în emisie directă a Nicolae, Veronica. La toți vă zicem uh, bine ați venit și ne bucurăm că ne contactați. Așadar, să procedem la lectura din această seară, să ne pregătim pentru a decola. Și sper ca zborul nostru să fie un zbor plăcut, un zbor plin de informații necesare și informații pe care le vom putea aplica. Așadar, dacă doriți să studiați sau să ascultați temele precedente, vă invit să accesați pagina Bisericii Buna Vestire, și acolo veți putea auzi și veți putea cunoaște mai multe despre profețiile lui Dumnezeu care s-au împlinit cu exactitate. La fel veți putea afla cum a apărut răul în univers, de unde s-a luat păcatul și cine este cel care biruie păcatul, care rezolvă problema păcatului. În serile precedente am mai vorbit despre faptul că Isus este acel care ne poate lua poverile noastre. Am ajuns la concluzia că mulți oameni de pe acest pământ a, duc o povară a vinovăției. Vinovăția ne presează, ne destruge pe mulți. Și oamenii de știință afirmă că problema vinovăției sau a, psihoza aceasta acută poate duce chiar și la a, a, moarte, adică omul își pierde viața. Își pierde sănătatea. De aceea avem nevoie de o rezolvare a problemei vinovăției. Și Isus este acel care ne ia povara noastră. În temele de precedente, noi am vorbit despre metoda cum Dumnezeu ne propune ca să ne elibereze de vinovăție. Am vorbit de câțiva pași care ne duc la eliberare totală. Și omul ajunge să fie eliberat și ajunge să aibă pacea sufletească. Vă recomand ca să priviți acele seminare care au fost spuse în temele, în seriile precedente. La fel, Biblia ne vorbește despre venirea Domnului Isus Hristos. Un eveniment foarte dramatic, un eveniment unic în istoria omenirii, când Hristos se va întoarce a doua oară ca un împărat. Și Biblia profetizează și zice că venirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. Cum va fi această venire? Am descoperit că venirea lui Hristos nu va fi una tainică, nu va fi una locală în anumite locuri geografice. Ea va fi un eveniment vizibil. Orice om de pe planeta Pământ va, venea, va vedea cum vine Isus Hristos. La fel am vorbit că Venirea Domnului Isus Hristos va fi una auzibilă, orice ureche a planetei va auzi când va veni Isus Hristos. Acea trâmbiță care va suna și oamenii care își vor îndrepta privirea și urechile și vor înțelege că este venirea Domnului Isus Hristos. Stimați prieteni, revenirea Domnului Hristos va fi un eveniment global, un eveniment culminant și sper ca acest eveniment să fie pentru noi un moment fericit. Ca noi să fim pregătiți, ca inima noastră să fie pregătită, vorbirea noastră să fie uh, frumoasă, duioasă, fără cuvinte murdare, faptele noastre să corespundă credinței noastre. Este nevoie ca să ne pregătim Iisus vine în curând. La fel în una dintre serii am discutat despre un mesaj pe care îl transmite apocalipsa Dumnezeu ultimei generații. Oamenilor care trăiesc în preajma venirii Lui Hristos. Și iată care este acest mesaj foarte important. Îngerii zburau pe cer și strigau, ascultați de Dumnezeu. Suntem îndemnați, prieteni, să ascultăm de Dumnezeu. Să-i dăm Lui slavă. Suntem îndemna îndemnați ca să ne închinăm Lui Dumnezeu. Acesta este un mesaj um, urgent pentru noi. Și noi, oamenii, trebuie să luăm aminte. Să ascultăm, să-i dăm slavă lui Dumnezeu și să ne închinăm măriei Lui. Aseară, în contextul um, problemelor, uh, lipsei de moralitate, lipsei de educație în societatea noastră, am vorbit despre cheia succesului, despre soluția problemei, cum soluționează Dumnezeu lipsa sau uh, degradarea moralității umane. Și Dumnezeu ne propune cele 10 porunci. El propune legea sa. Și El ne îndeamnă pe noi ca să ne întoarcem înapoi la aceste legi, la aceste porunci. Și asară le-am enumerat care sunt ele. Dumnezeu ne cheamă ca să nu spunem minciuni. Dumnezeu ne îndeamnă ca să nu ne închinăm la uh, idoli, la lucruri uh, cioplite. Dumnezeu ne îndeamnă ca să uh, uh, nu avem alți Dumnezei, ca să nu luăm în deșert numele Lui. Dumnezeu ne îndeamnă ca să cinstim pe tatăl și pe mama. Dumnezeu ne îndeamnă ca să păzim ziua lui Dumnezeu, să ne închinăm această zi în ziua pe care a ales-o El. Dumnezeu ne îndeamnă ca să nu omorâm. Dumnezeu poruncește ca să nu preacurvim, să nu comitem adulter, să nu poftim casa aproapelui nostru, nici nevasta lui nostru, nici lucrurile care sunt ale lui nostru. Dumnezeu are o lege pentru noi care ne poate ajuta să venim sau să ne ridicăm la standardul moral al lui Dumnezeu. Văzând ceea ce se petrece în jurul nostru la decădere, la declinul moral al societății, într-adevăr ne convingem, prieteni, că avem nevoie. Avem nevoie să ne ridicăm din nou la cuvântul sau la statutul de om cu literă mare. Așadar, Dumnezeu spune în Ioan capitolul 14 cu 15, dacă mă iubiți, păziți poruncele mele. Așadar, dacă avem dragoste față de Dumnezeu, dacă ne numim creștini, întrebarea să ne punem în modul următor. Împlinesc eu legea lui Dumnezeu? Sau sunt eu ascultător de cuvântul lui Dumnezeu? Sau probabil că în domeniul acesta un pic sufăr? Să ne ajute Domnul ca să îndeplinim această lege și să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată mintea și cu tot sufletul nostru. În seara aceasta vă propun o temă uh, unică din uh, toată seria noastră, și anume Semnul Veșnic al Apocalipsei în Ultima Confruntare a Pământului. Când ajungem la întrebarea privind: originea vieții. De unde a apărut? Apar practic două poziții. Prima poziție. Cineva zice, există Dumnezeu. Altcineva zice, nu există Dumnezeu. Sunt doar două variante, două alternative. Fie Dumnezeu a existat întotdeauna și El este autorul cosmosului, a lumii, fie lumea a apărut cu totul întâmplător. Însă, prieteni, când privim natura din jur și studiem complexitatea uluitoare chiar a celor mai simple forme de viață, înțelegem că Dumnezeu și-a pus amprenta pretutindeni în Univers. De la cel mai mic organism viu până la uluitoarele constelații aflate la distanțe uriașe, găsim dovezi ale unui Dumnezeu creator. Un Dumnezeu care a format lumea, un Dumnezeu care a modelat lumea. Vă invit în seara aceasta, dacă nu va fi înnăurat, să ieșiți afară și să vă uitați în sus la constelație, la cerul senin și să vă puneți întrebarea cum au apărut toate acestea. Dacă ne aprofundăm în tematica aceasta, vedem că toate au fost situate la o distanță exactă ca să nu fie nici prea frig, nici prea rece, ca să nu fie o tulburență, tulburență în atmosferă. Toate au fost situate de un creator. Nimic nu a apărut la întâmplare. Așadar, Dumnezeu a format lumea într-un mod deosebit. El a modelat-o cu mâna Lui. Cartea Apocalipsei descrie o viziune în care Ioan a fost dus chiar la tronul acestui Atotputernic Dumnezeu Creator. Este vorba despre ultimul ucenic care a rămas în viață dintre cei 12, Ioan, care a văzut o viziune și în Apocalipsa capitolul 4 el descoperă această viziune. Această viziune este adresată tot pământului Bărbaților și femeilor. Mesajul ei este ca să ne întoarcem la închinarea adusă Dumnezeului Creator. Aseară am vorbit despre faptul că oamenii astăzi se închină la orice, începând de la obiecte și terminând cu oameni, cu fenomene, cu iluzii. Omul iubește să se închină, și chiar cel care afirmă că nu se închină la nimic sau nu crede în nimic este cel mai mare credincios, este cel mai mare închinător pentru că a, se închină la a, lui însuși, se închină la dorințele, la ambițiile lui. Dar Biblia ne îndeamnă să ne închinăm celui care într-adevăr are dreptul, are licența aceasta de Creator. Și licența este doar la Dumnezeu, nimeni nu are dreptul și nu are capacitatea, nu are um, acest, uh, această putere enormă ca să creeze ceva din nimic. Necătând la toată înțelepciunea la care am ajuns noi, dar suntem uh, nimic în comparație cu Dumnezeu. Deci, lui Dumnezeu, Biblia ne îndeamnă ca să-i aducem slavă și să ne închinăm. Apocalipsa 4,1 zice, adresarea către Ioan, Suite aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. În viziunea profetică, Ioan călătorește până la sala tronului Universului și ascultă această muzică de laudă. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slavă, cinstea și puterea. Căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Imaginați-vă pe Ioan care în viziune, adică imaginar, este luat de Dumnezeu în ceruri, în tronul lui Dumnezeu, lângă tronul lui Dumnezeu și acolo el aude această cântare, acest cor. Vrednic ești, Doamne, căci tu ai făcut toate lucrurile. Este o cântare care te mișcă. Unii savanți poate că nu știu cum a apărut viața sau cum s-a format universul, dar cerul știe tot. Pentru că observați în această viziune, toți îngerii cântă. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea. De ce? În moment ce oamenii se chinuă aici pe pământ să înțeleagă de unde au provenit și afirmă, aruncă niște, niște uh, variante. Uh, cerul se zguduie de slava lui Dumnezeu și ingerii cântă că și tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Nu am ajuns ceea ce suntem printr-un accident cosmic, printr-o explozie, Big Bang sau mai știu eu ce, am fost creați de un Dumnezeu iubitor. Și cerul știe lucrul acesta. Există un răspuns la întrebarea privind originea oamenilor. Acesta se găsește în cartea Apocalipsei. El face parte din mesajul trimis de Dumnezeu tuturor oamenilor din timpul sfârșitului. Observați la ce ne cheamă pe noi cartea Apocalipsa temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Într-o vreme dominată de evoluționism, Dumnezeu trimite un mesaj către întreaga omenire, o chemare către Moldova noastră, către tineri și către tinere, către în vârstă, către cei în vârstă, către copii, stimați prieteni către toată lumea. Dumnezeu ne cheamă să privim la Creator, la Cel care ne-a dat viață, ne-a dat suflare, care zilele acestea ne-a dat ploaie. Ne gândim că a căzut întâmplător? Poate că ne-am obișnuit. E o problemă dacă ne-am obișnuit ca ploaia să cadă, ninsoarea să cadă. Dar imaginați-vă că vor dispărea toate lucrurile acestea. Deci, e timpul să ne întoarcem cu fața cum se întoarce și floarea, uh, uh, floarea uh, de soare către soare ca să mulțumească, ca să se uh, aprovizioneze cu energie. E timpul ca și noi să ne întoarcem în fața către Dumnezeu. Nu este un mesaj pentru un anumit grup religios sau pentru altul. Mesajul pe care îl citim acum nu este un mesaj pentru o biserică sau doar pentru alta. Nu. Este apelul, ultimul apel al lui Dumnezeu către Tot Pământul. O chemare ca să ne închinăm Creatorului. Apelul final al Apocalipsei către întreaga rasă umană este ca să ne închinăm Creatorului și despre Creator. Originea Creaturii și cum Dumnezeu sau Creatorul a creat această creațiune găsim în Cartea Genezei. Cartea Geneza este Cartea Începuturilor. De deci, dacă dorim să aflăm cum am provenit, cum s-a început totul aici pe pământ, deschidem Cartea Geneza. În miezul crizei finale din Apocalipsa stă închinarea. Cea adevărată sau cea falsă? Închinarea adusă Creatorului ocupă locul central în orice discuție ca să înțelegem, închinarea face diferența. Cui te închin? Cu alte cuvinte, cui îi dai inima? Cui îi aparține inima ta? Închinarea joacă un rol final de moarte și de viață. Să ne întoarcem la originea noastră, așa cât să putem să înțelegem destinul nostru biblic. Lumea Uluitor de complexe pe care o cunoaștem astăzi, a fost creată în șase zile, literale. Creatorul nostru a vorbit și pământului, și omului. Ca omul să știe de unde provine el. Dumnezeu l-a făcut să strălucească de lumină și l-a învăluit în atmosferă. Și uitați-vă cum arată pământul nostru. L-a înviorat cu pâraie și râuri maestoase. L-a colorat cu flori splendide și o mulțime de plante. L-a animat cu o incredibilă varietate de ființe vii. Zi după zi Dumnezeu a privit la ceea ce făcuseră mâinile sale și a spus Este bun, este foarte bun. Și apoi a urmat actul care a încununat creațiunea, Întorcându-se către Tatăl, Creatorul a spus: Să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său: a făcut bărbat și femeie. Nu s-ar fi putut ca omul să primească o onare mai înaltă. Imaginați-vă, suntem făcuți, creați însăși de Dumnezeu. Rasa umană este capodopera creației lui Dumnezeu și ținta iubirii sale supreme. După ce Adam și Eva au fost creați în ziua a șasea, Biblia spune, astfel au fost săvârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În numai șase zile de lucru, creațiunea a fost dusă la capăt. Un timp așa de scurt, dar nu pentru Dumnezeu. Dumnezeu are putere să facă Chiar și într-o clipă, tot ce își dorește, căci este Dumnezeu. Însă raportul creațiunii nu se încheie cu ziua a șasea. În ziua a șaptea, Dumnezeu spune cuvântul și a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. În ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Dumnezeu s-a odihnit? De ce? El a fost mulțumit cu ceea ce făcuse în primele șase zile ale pământului. Apoi Dumnezeu a făcut ceva extraordinar de semnificativ. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Așadar, stimați prieteni, sabatul zilei a șaptea, dăruit la creațiune, avea să fie memorialul perpetu al faptului că avem rădăcinile noastre în El. Sabatul este culmea sau culminația creierii și creațiunii totale. Să privim la trei lucruri specifice pe care Dumnezeu le-a făcut privind ziua șaptea. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea. Dumnezeu spune să fie o zi deosebită. El a făcut din ziua a șaptea un izvor inepuizabil de refacere spirituală pentru poporul său, pentru toate viacurile care aveau să urmeze. Dumnezeu binecuvintează ziua a șaptea. Apoi Dumnezeu a sfințit această zi. El a pus-o deoparte ca să fie sfântă. O zi specială, un timp special, la fiecare șapte zile, care să ne amintească întotdeauna despre începuturile noastre, despre rădăcina noastră. Să nu uităm rădăcina noastră. Rădăcina noastră stă în Dumnezeu. Și ziua de sabat ne readuce la început. Ne aduce aminte proveni provenirea noastră, de unde suntem noi. Așadar, Dumnezeu s-a odihnit în această zi. Biblia nu spune că Dumnezeu a binecuvântat prima zi sau ziua a treia sau ziua a cincea sau oricare altă zi cu excepția celei de a șaptea. Și ceea ce Dumnezeu binecuvintează potrivit 1 întâi Corinteni, 1 întâi Cronici, Eretare 17 cu 27, acolo zice că dacă Dumnezeu binecuvintează ceva, este pentru totdeauna. Dumnezeu a binecuvântat ziua de odihnă. Înseamnă că Dumnezeu a umplut această zi cu însuși prezența Lui. Și această binecuvântare este pe vecie. Dumnezeu a binecuvântat, a binecuvântat ziua a șaptea făcând din ea un semn perpetu al puterii sale creatoare și a iubirii sale infinite. El s-a odihnit în ziua a șaptea nu pentru că el era obosit, ci pentru că el știa că noi avem nevoie de odihnă. De ce? Să memorizăm acest adevăr. Dumnezeu cuvintează ziua de odihnă și o pune deoparte, o sfințește. Sabatul a fost creat de Dumnezeu, atenție, cu 2300 de ani înainte ca evreii să vină la existență. Deci până apărea poporul evreu, Dumnezeu binecuvintează ziua de sabat. Și o face o zi de închinare. Sabatul a fost dat primilor noștri părinți. Adam și Eva nu erau nici moldoveni, nici evrei, nici uh, europeni. Era om și femeie. Și Dumnezeu dă omului ziua recreierii, ziua de închinare. Sabatul a fost pus deoparte la, crea la creațiune ca simbol etern al puterii creatoare a lui Dumnezeu pentru poporul său din toate timpurile. Când Adam și Eva au părăsit grădina Edenului, sabatul a rămas să le amintească de iubirea veșnică a lui Dumnezeu față de ei. În întregul Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, sabatul este un semn între Dumnezeu și poporul său. Înainte ca el să le dea izraeliților legea celor 10 porunci, la muntele Sinai, poporul deja păzea Sabatul. Uimitor, nu-i așa? În Exodul, capitolul 16, citim istorisirea extraordinară despre mana care cădea pentru hrană celor din pustie. Domnul a spus, veți strânge timp de șase zile, dar în ziua a șaptea, care este Sabatul? Nu va fi. Dumnezeu face o minune pentru poporul Israel. Dumnezeu împlinește nevoile lor după hrană, făcând să plouă din cer mană. Această pâine cădea din cer în fiecare zi, cu excepția zilei de sabat. Când unii izraeliți au ieșit să adune mană în sabat, Dumnezeu le-a spus, până când aveți de gând să nu păziți poruncele și legile mele? Apoi la muntele Sinai Dumnezeu a scris cu propriul său deget, pe table de piatră, porunca sabatului. Dumnezeu scrie cu degetul său porunca de a fi păzit sabatul. El nu a scris aceste porunci în nisip ca să dispară, el nu le-a scris pe un pergament ca să fie mistuite în vreun incendiu. Dumnezeu nu scrie porunca sabatului pe un petic mic de hârtie care să rămână uitat într-un colț. Dumnezeu a scris porunca sabatului cu degetul său pe piatră. Dumnezeu a scris legea ca să dureze pentru totdeauna. Știți că nici chiar pe Moise Dumnezeu nu l-a lăsat să scrie această lege. El a scris-o însăși. Și vreau să vă întreb, dacă în Biblie se găsește doar un set de legi scrise cu propriul deget al lui Dumnezeu, putem noi oare să întoarcem spatele acestei legi veșnice a lui Dumnezeu scrise cu degetul lui Său? Putem noi oare să spunem, nu mă interesează? Să-L respingem pe Creator? Auzi tu, să-l respingi, să să respingi pe Cel care te-a creat. Biblia spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Noi putem să sfințim doar ceea ce Dumnezeu a sfințit. Oamenii nu pot să sfințească nimic. De ce? Pentru că oamenii nu sunt sfinți. Sfințenia este un atribut care îi aparține doar lui Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat sabatul la creațiune. El spune, care este primul cuvânt? Aduți aminte. De ce a spus Dumnezeu să ne aducem aminte? Pentru că omul are probleme cu asta. Dumnezeu știe că noi uităm. În epoca evoluționismului, oamenii aveau să uite de sabat. Așa că Dumnezeu a spus, adu aminte de ziua de sabat, ca să o sfințești. Dumnezeu ne cheamă înapoi la semnul său perpetu al creațiunii. Porunca spune să lucrezi șase zile și să-ți faci, faci lucrul tău. Dar ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Observați că el nu spune o zi a șaptea. Adică nu contează, principalul să fie a șaptea. Dumnezeu spune, ziua a șaptea. Deci merge vorba despre o zi concretă, care este sabatul. Ziua de dinaintea zilei de naștere și ziua de după ziua de naștere nu comemorează ziua în care ne-am născut. nu e așa? Tot așa și ziua întâi sau ziua a doua, a treia, a cincea, nu comemorează nașterea pământului din mâinile Domnului nostru. El ne spune de ce trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în ziua a șaptea. Și iată de ce. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea, a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Legea celor 10 porunci face trimitere la Geneza și ne aduce înapoi la momentul în care Dumnezeu a creat pământul. Sabatul nu a fost niciodată o instituție exclusiv evreiască. El a fost dat întregei omeniri. Exact la fel și porunca să nu ucizi, care nu este doar pentru evrei, sau să nu te închini la chipuri cioplite, care este pentru toți oamenii, la fel și sabatul este în mod evident un sabat pentru toți oamenii. Sabatul a fost dat primilor noștri părinți, cu mult înainte să fie apărut poporul evreu. El este pentru toți credincioșii Vechiului Testament și pentru toți credincioșii Noului Testament. Biblia spune, sabatul a fost făcut pentru om. Întreaga omenire de pretutindere. Prorocul Isaia în cartea sa scrie Pe toți cei ce vor păzi sabatul, ca să nu-l pângărească, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt. Care este muntele cel sfânt al lui Dumnezeu? Ce este el? Este noul Ierusalim, este cerul. Dumnezeu spune pe toți cei ce vor păzi sabatul, ca să nu-l pângărească sau să nu-l încalce, îi voi aduce la muntele meu cel Sfânt, spune Domnul. Și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Dumnezeu spune: într-o zi toate popoarele se vor închina în jurul tronului meu în Noul Ierusalim, în fiecare zi de Sabat. De-a lungul Vechiului Testament, Sabatul a fost semnul permanent al lui Dumnezeu pentru tot poporul. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa, fiți atenți, Ezechiel 20 cu 12. Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei. Deci care este semnul lui Dumnezeu între poporul său și între el este sabatul. Pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sabatul nu este doar un semn că Dumnezeu ne-a creat. El este un semn că El poate să creeze din nou inima noastră. Sabatul ne reamintește că avem de-a face cu un Dumnezeu care creează. Când vin să mă închin lui în Sabat, eu spun: Dumnezeule, Tu ești Creatorul Atotputernic. Și în fiecare Sabat, Apropo, astăzi este o zi de sabat. Salut și felicit pe toți cei care, conform cuvântului, se odihnesc în această zi. Atunci când vin în casa de rugăciune, când mă închin lui Dumnezeu în sabat, îi zic, Doamne, Tu ești Creatorul. Nu este nimeni. Toată săptămâna am căutat, am privit, am urmărit. Nu este nimeni ca Tine, Doamne. Nimeni. Mă închin. Dar totodată zic, Doamne, Tu poți să creezi și inima mea, poți să-mi dai o inimă de carne, poți să-mi dai o inimă curată, fără păcat, o inimă spălată, o minte curățită de toate porcăriile care sunt în lumea aceasta, cele tare, de toate, toată murdăria care este în lumea aceasta. Doamne, Tu poți să mă curăți, Tu poți să faci din mine un om curat, un om liber, pentru că Tu ești Creatorul. Sabatul ne aduce aminte că avem un Creator care creează din nou. Și chiar dacă suntem plini de păcat, prieteni, chiar dacă suntem murdăriți, pătați, conștiința ne este murdară, să știți că avem de a face cu un Dumnezeu care știe să facă din nou, care știe să-ți dea o minte nouă și o inimă nouă și un trup nou. De aceea să venim la El. Dumnezeu a dat sabatul lui Adam și Evei la creațiune. Dumnezeu a dat sabatul lui Moise în legea celor 10 porunci. Observați cronologia. Dumnezeu a dat sabatul întregului vechi testament ca un semn al puterii sale de a crea din nou inima. Și Dumnezeu dă sabatul ca un semn al iubirii sale și în Noul Testament. Poate că cineva se întreabă, dar ce spune Noul Testament? Ce spune Isus despre sabat? Ce spun ucenicii despre sabat sau despre sâmbătă? Au schimbat oare ucenicii ziua de sabat cu o altă zi? S-au închinat ucenicii într-o marți sau miercuri sau joi sau duminică? Există oare în Noul Testament o zi deosebită de cea de sabat a Vechiului Testament? Haideți să mergem la Noul Testament ca să ne învățăm din izvor. Țineți minte principiul nostru. Ceea ce este în Biblie, aceea ne trebuie. ce este bun. Ce nu este în Biblie, nouă nu ne trebuie. Să apelăm la izvor. Evanghelia lui Luca, capitolul 4, cu 16, zice despre Isus. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, observați ce face Isus după obicei a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat să citească. Iisus avea un obicei. În fiecare sâmbătă să meargă la templu sau în sinagogă. Îmi place mult să am ceva comun cu Iisus și aș vrea să am comun și mai multe lucruri cu El. În fiecare sabat, Dumnezeu ne cheamă ca să mergem la biserică. Dacă Isus ar fi dorit să ne lase un alt semn, o altă zi de închinare, El nu ne-ar fi lăsat exemplul său personal. Nu este adevărat că testamentul cuiva devine de neschimbat la moartea persoanei? Dacă a murit persoana, nu se mai schimbă testamentul. Nu poți să schimbi lucrul acesta testamentul lui Hristos a fost pecetluit la moartea sa. Dar moștenirea vieții sale este cuvintele care zic După obiceiul său a intrat în ziua sâmbete în sinagogă și s-a sculat să citească. Prieteni, eu vreau să trăiesc cum a trăit Isus. Inclusiv să sfințesc ziua pe care a sfințit-o Isus. Să merg la templu, să merg la biserică, în ziua în care mergea Iisus. Asta este și sensul creștinismului. Creștinii sunt acei care merg pe urmele lui Hristos. Nu acei care, Hristos, merge pe o bandă, dar tu mergi cu trei mai încolo sau invers, vii în față. Noi trebuie să mergem pe urmele lui Iisus Hristos. Iisus sfințea sabătul. Dar tu Într-adevăr, Hristos a păzit ziua sâmbetei. El însuși a spus, observați ce spune Iisus, sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. Nu este scris, sâmbăta a fost făcut pentru evrei. Sabatul a fost făcut pentru om, spune Scriptura. Chiar și în moarte, Iisus Hristos a păzit sabatul. Cei mai apropiați urmașai ai lui Hristos s-au odihnit, anume că în sabat. Hristos spunea, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Una dintre ele, porunca a patra, este porunca sabatului. Iubirea ne duce la ascultare. Iubirea de Dumnezeu ne conduce să ținem poruncile Lui, să îndeplinim legea Lui Dumnezeu din dragoste, nu cu scop egoist. Apare o altă întrebare. De unde știm care zi este sabatul? Sunt cel puțin trei căi ca să descoperim lucrul acesta. Putem să știm din Biblie, putem să știm din limbă, etimologic, și putem să știm din astronomie. Ne aducem aminte că Sabatul a fost instituit la creațiune, spune Biblia, și că a fost reinstituit în cele 10 porunci date lui Moise. Deci, este clar că nu s-a petrecut deloc uh, o schimbare a acestei zile, de la Adam și până la Moise. Adam a ținut sabatul și Moise a ținut sabatul, pentru că a scris porunca despre sabat. Pe tot parcursul Vechiului Testament, de la Moise la Iisus, poporul lui Dumnezeu a păstrat ziua sâmbetei. Nu s-a pierdut nimic. Descrierea crucificării, momentul când Hristos a fost răstignit, ne arată, ne arată cât de clar posibil ciclul săptămânal să fim atenți iată această succesiune de zile în Biblie începem cu ziua în care Isus a murit Biblia o descrie în acest fel era ziua pregătirii și începea ziua sabatului femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoțit pe Iosef au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus Hristos în el. S-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Vă întreb, au păzit apropiații lui Hristos, ucenicii, sabatul sau nu l-au păzit? Despre ce vorbește aceasta? că nici chiar moartea lui Isus nu a anulat ziua sfântă. Ei s-au odihnit în sabat după lege, potrivit poruncii. Ei nu au considerat că moartea sa ar fi schimbat în vreun fel porunca. Observați că aici avem trei zile în succesiunea lor. Este ziua morții lui Hristos, apoi ziua următoare, sabatul, potrivit poruncii, ziua a șaptea, Apoi Biblia spune despre o altă zi. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele, ce au făcut ele? Au venit să ungă trupul lui. Ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Să examinăm ordinea acestor evenimente. Totul este cât se poate de clar posibil. Iată ordinea evenimentelor. Avem ziua de pregătire, ziua în care a murit Hristos. Ce zi a fost aceea? A fost ziua pregătirii. A fost vinerea. Apoi urmează ziua următoare, sabatul. Ziua în care ce face Hristos? S-a odihnit. Era în mormânt. Odihnă potrivit poruncii. Era ziua de sabat. Și ziua următoare, prima zi a săptămânii, când femeile au venit să ungă trupul lui Hristos. Care este ziua în care a înviat Hristos? Care este ea? Duminică. Ei bine, în rusă, mult mai clar. Vascrisenie. Înviere. Așadar, Hristos înviază în prima zi a săptămânii, care conform Bibliei, este Duminica. Deci punctul de, de reper al săptămânii este prima zi a săptămânii, este Duminica. Sabatul este a șaptea zi din ciclul săptămânal, ziua pe care o numim Sâmbătă. Mulți creștini spun, dar noi ne închinăm în ziua de Duminică, în onoarea învierii. Ați auzit, probabil, că sunt unii care afirmă așa, nu-i așa? Și probabil că și dumneavoastră sărbătoriți Duminica ca zi a învierii, a învierii Domnului Iisus Hristos. Dar haideți să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Hristos ne-a dat, ne dat un simbol a învierii. Cum trebuie să celebrăm învierea? Roman 6 ,3 zice, nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botez în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Așa cum, a, cum a murit Isus, cum a fost îngropat și a înviat, noi facem acest lucru atunci când suntem botezați. Așa ne îndeamnă Biblia. Ieșim din mormântul de apă ca să trăim o viață nouă. În Noul Testament, botezul este un simbol al învierii. Niciodată, nici într-un loc al Scripturii, nici măcar o aluzie, nu se face ca omul să sărbătorească duminica ca zi de închinare în cinstea învierii lui Hristos. Nu există niciun loc, niciun gând asemănător. Din potrivă, Biblia este cât de clară, cu zeci de argumente biblice, că sabatul este sabatul sfânt, este ziua închinării. Noi îl onorăm pe Dumnezeu ca fiind creatorul nostru atunci când respectăm sabatul biblic. În peste 140 de limbi ale lumii, cuvântul pentru a șaptea zi a săptămânii este derivat din sabat. În spaniolă este sabado, în rusă, ucraineană și bulgară este subota, în arabă este asabid. As în toate culturile lumii nu este nicio îndoială în această privință. Când privești la diferite limbi, este foarte clar și cuvântul românesc. Sâmbăta este derivat din cuvântul latin pentru sabat și anume sabatum. În latina populară, sabantum. Așadar, prieteni, Biblia confirmă și Biblia este demnă de încredere că sabatul este ziua sfântă a sâmbetei. Observați ce confirmă instituțiile demne de încredere precum Observatorul Regal Greenwich din Green, Greenwich, Anglia, și Observatorul Naval al Statelor Unite, care declară, afirmă că ciclul săptămânal nu s-a schimbat niciodată. Aceste, această ordine a zilelor una după alta nu s-a schimbat niciodată. Așa confirmă istoria. Iisus a păzit sabatul. Frumos, nu? nu e așa? Petru, Iacov, Ioan, Pavel, toți acești ucenici au păzit sabatul, au sărbătorit sabatul, nu au făcut nicio muncă în sabat. Faptele Apostolilor, capitolul 16 cu versetul 1 și 2 zice Au venit la Tesalonic unde era o sinagogă a evreilor și după obiceiul său, Pavel a intrat la ei și în trei sâmbete le-a grăit din Scriptură. Observați, Pavel le-a predicat despre Hristos. Era ziua de sabat. Și iarăși, un obicei, după obiceiul, după tradiția, după practica sa, în sabat mergea la biserică, mergea la sinagogă. Lucrul interesant este că acolo erau și neevrei, așa că îi rugau neamurile ca sâmbăta viitoare să-i se grăiască cuvintele acestea, și aici Pavel este cu cei care sunt numiți neamuri, adică cei care nu erau evrei. Ei veneau în sabat ca să asculte din cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune, iar în sâmbăta următoare mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cetatea întreagă s-a adunat. Dumnezeu să fie laudat în sabat prin predicile lui Apostolul Pavel. Apostolii au respectat sabatul, stimați prieteni. Ei erau în sabat la biserică. Biblia continuă și zice, în ziua sâmbetei am ieșit în afara porții lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune. Și șezând vorbeam femeilor care se adunaseră. În această cetate nu era nicio biserică în care să se țină sabatul. Astfel, apostol, Apostolul Pavel s-a întâlnit cu un grup de credincioși unde? Pe malul unui râu liniștit ca să se închine lui Dumnezeu în ziua sfântă de sabat. În aceste zile de pe urmă din istoria Pământului, prieteni, avem descoperirea lui Isus Hristos. Apocalipsa ne cheamă cu toată seriozitatea să ne întoarcem la adevărata închinare. Închinarea în sabat, închinarea lui Dumnezeu. Dar cineva spune, o, eu am crezut că acum creștinii trebuie să țină ziua Domnului. Să vedem ce spune Biblia despre ziua Domnului. Care este ea? Apocalipsa 1 cu 10 zice, în ziua Domnului eram în Duhul. Cineva spune, eu o țin această zi, ziua Domnului. Dar spune oare această zi că este vorba despre prima zi a săptămânii? Oamenii pot să încerce să explice ce înseamnă ziua Domnului, dar Isus știe mai bine. Să lăsăm pe Isus să definească care este ziua Domnului. Isus spune în Matei 12:8: Așa că Fiul Omului este Domn al cărei zi, a Sabatului. Apoi în Evanghelia după Marcu repetă aceleași cuvinte: Așa că Fiul Omului este Domn chiar și al Sabatului. Luca. La fel, repetă această afirmație și zice: Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului. De ce credeți, credeți că Biblia a menționat de trei ori acest lucru? Pentru că este foarte important. Și dacă Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului, atunci Sabatul trebuie să fie ziua Domnului. Sabatul Dumnezeului Creator din Geneza este ziua Domnului din Apocalipsa. El este același Creator în Apocalipsa care a fost și în Geneza. Exact așa cum le-a declarat primilor locuitori al pământului, exact așa și Dumnezeu ne spune astăzi. Eu am binecuvântări deosebite pentru tine, spune Dumnezeu. Dumnezeu zice, eu am binecuvântat sabatul, l-am sfințit și m-am odihnit în el. Și El ne cheamă, prieteni, cheamă toată omenirea, pe toți oamenii, ca să se închine lui Dumnezeu în ziua sâmbetei. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Iată cum este descris poporul său la sfârșitul istoriei. Acest popor este poporul sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Așadar, să recapitulăm foarte rapid. Sabatul este dat la creațiune, sabatul este dat pe muntele Sinai, când au fost date poruncile. Sabatul a fost păzit de poporul lui Dumnezeu, a fost păzit păstrat de Isus Hristos, a fost respectat de ucenici. Sabatul este un semn a puterii lui Dumnezeu, păzit pe noul pământ. Observați un moment interesant. În viitor, pe noul pământ, vom sărbători sabatul. Să vedem unde găsim în Biblie scris. Isaia 66 cu 22 și 23 scrie, căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa vă dăinui și sămânța voastră și numele vostru în fiecare lună nouă și în fiecare sabat, în fiecare sâmbătă cu Dumnezeu în veșnicie ne vom închina și vom cânta. Ce adevăr minunat! În fiecare sâmbătă va veni orice făptură, făptură, să se închine înaintea mea, zice Domnul. Vor veni de la miază noapte și de la miază zi, vor veni de la răsărit și de la apus, vor veni din China, vor veni din Rusia, din Africa, din cele două Americi, din Europa. Vor veni din jurul lumii și împreună, ca o singură omenire, împreună ca frați și surori, ca o singură familie, vom veni să-i dăm slavă lui Dumnezeu și cinste în ziua sfântă de sabat. Împreună vom veni să lăudăm pe Hristos și să-i spunem mulțumim că a creat cerul și pământul. Vom veni împreună cu Tatăl, împreună cu Fiul, împreună cu Duhul Sfânt, stimați prieteni. Vom veni la Hristos împreună ca să-L lăudăm pe El pentru că a murit pentru noi. Poate că vă gândiți, ceea ce am auzit în seara aceasta este ceva ce nu am știut dar știu că aveți o dorință mai pe sus de orice și anume să-L urmați pe Iisus Hristos și să împliniți voia Lui. Dacă doriți să-L urmați pe Hristos, dacă îl iubiți, atunci veți păzi poruncile Lui Dumnezeu. Veți împlini cuvântul Său care ne spune atât de clar. Chiar dacă acest cuvânt este puțin sau mai mult diferit decât opinia publică Chiar dacă este altfel decât ne învață religia convențională, tradițională, Inima mea dorește un singur lucru, prieteni, adevărul Bibliei. Inima mea dorește un singur lucru, ce a spus Isus. Nu mă interesează ce spune omul, ce spun alții. Mă interesează ce spune izvorul, ce spune codexul principal ce spune Biblia. În seara aceasta vă invit ca să vă predați viața lui Hristos. Vino la Isus. Cântare de la început. Isus te cheamă. Vino la El. Vino acasă. Vino și împreună cu El a și legea Lui. A și învățătura Lui. Ai dori în această seară ca să Primești provocarea, să-ți schimbi atitudinea cu privire la închinare, să privești dintr-un alt unghi, să privești dintr-o poziție mai bună, din poziția biblică. Ai dori în această seară să iei o hotărâre, Doamne, voi cerceta să văd dacă este așa. Ia Biblia, studiaz-o, cercetează-o, verifică dacă tot ce am spus este adevărat și fă o hotărâre, prietene. Nu uita, mesajul lui Dumnezeu este închinarea. Cui te închini? În ce zi te închini? Dumnezeu a concretizat o zi pentru închinare, a specificat o oră, o anumită, o anumită perioadă a săptămânii, ziua sfântă de sabat. Sabatul este ziua când te așteaptă omul când așteaptă Dumnezeu la închinare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să luăm alegerea corectă și să o facem cât mai rapid. Mă bucur că ați fost cu noi în această seară și am putut să medităm asupra acestei teme atât de interesante și atât de provocătoare și sper că după această temă noastră să începiți să vă gândiți asupra acestui subiect. Aș dori ca la sfârșit să ne rugăm, dar numai înainte de a vă întreba pe dumneavoastră, de a vă da dreptul să scriți în comentarii cine dintre voi dorește ca să ne rugăm în această seară pentru voi. Dacă simți că ai nevoie de o rugăciune, dacă simți că poți să te împărtășești cu problema, cu necesitatea, cu nevoia ta, te rog să scrii aici în comentariu, pune un plus ca să înțelegem că vrei ca noi să ne rugăm pentru tine. Pune poate chiar textul pentru ce anume dorești ca noi să ne rugăm. Te rog să fii uh, îndrăzneț. Uh, scrie aici în comentariu mai jos sub video că dorești ca să ne rugăm pentru tine. Uh, Svetlana uh, scrie, Doamne ajută ca să facem voia ta. Într-adevăr uh, ne vom ruga pentru aceasta. Uh, ne vom ruga pentru Beatrice, pentru Oxana. Uh, ne vom ruga pentru uh, Ludmila, care ne scrie aici, în comentarii. Pentru Irina. Uh, ne vom ruga pentru Marina, ca Dumnezeu să o ajute să aducă pe lumea aceasta un copil sănătos. Pentru Tatiana ne vom ruga. Uh, pentru Andrei ne vom ruga. Pentru Dorina. Pentru Lidia ne vom ruga neapărat pentru sănătate. Poftim, dacă mai aveți nevoie, necesități, un alt Andrei, ne vom ruga și pentru acest Andrei, pentru Natalia, să ne rugăm pentru credință. O tânără, Victoria, are nevoie ca Dumnezeu să-i dea credință. Neapărat, Stimată Victoria, ne vom ruga ca Dumnezeu să vă pună în inima dumneavoastră credința Lui. Dar nu uitați că credința vine în urma auzirii, în urma ascultării de Dumnezeu. Să-L ascultăm pe Dumnezeu, să studiem cuvântul Lui Dumnezeu și atunci vom avea o credință puternică. Dmitrii ne cere să ne rugăm pentru el, pentru copiii, ca să fie credincioși copiii noștri și să păzească sabatul inclusiv pentru Ion, pentru prietenii lui Ion. Pentru ca Dumnezeu să oprească pandemia. Este o temă actuală. Într-adevăr ne vom ruga pentru lucrul acesta. Dumnezeu poate să pună capăt. Dumnezeu are puterea aceasta. Ne vom ruga pentru uh, problema coronavirusului ca să dispară cât mai rapid. Așadar, dacă mai sunt cereri, uh, nu încetați să scriți. Și eu vă, vă, vă promit că după ce termin, te, terminăm emisiunea aceasta directă, voi rămâne încă câteva ore și voi citi mesajele dumneavoastră și mă voi ruga pentru dumneavoastră. Pentru Elizaveta ne vom ruga. Pentru fica lui Oxana, pentru nastea. Așadar avem o, o listă mare. Vă mulțumesc că sunteți activi și vă mulțumesc că sunteți îndrăzneți. Știți, cei care sunt îndrăzneți, cei care cheamă, cei care bat, Dumnezeu le deschide. Așa că faptul că noi batem, faptul că noi apelăm, faptul că noi ne rugăm, deja este un pas pentru a primi răspuns la rugăciune. Emilia ne scrie, ne vom ruga și pentru Emilia. Și o ultimă cerere, probabil că să ne rugăm ca să fim pregătiți pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Vă invit ca în aceste clipe să înălțăm o rugăciune. Ne vom ruga. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeule puternic, plin de dragoste și plin de milă, creatorul universului. Doamne, te lăudăm că ne-ai creat atât de minunați. Când privim la familia noastră, la copiii noștri, la prietenii noștri, când privim la om și vedem cât de complet și cât de sofisticat este organismul unui om, chiar organismul animalelor, chiar planeta noastră, cât de sofisticată este, înțelegem că avem un creator uimitor. Un creator care este plin de dragoste și iubire. Doar acel care poate iubi, poate să creeze o așa lume frumoasă. Doamne, îți mulțumim că ai creat universul acesta și ne-ai creat pe noi care suntem ținta iubirii tale și zilnic ne transmiți, ne transmiți raze de dragoste ne reamintești cât de mult ne iubești. În seara aceasta, Tu, Doamne, transmiți un mesaj fiecare dintre noi și ne spui că ne iubești foarte mult. Dar ai dori ca noi să Te iubim la fel. Ai dori ca noi să împlinim cuvântul Tău. Să păzim principiile Tale, să păzim legea Ta, să păzim sabatul Tău. Doamne, ajută-ne ca să răspundem dragostei Tale. Ca să nu ne întoarcem spatele de la o dragoste atât de, necondiționată și atât de mare, enormă. Ajută-ne, Doamne, ca să fim topiți de dragostea aceasta, ca inima noastră să se moaie, Doamne, și să spunem, Doamne, sunt gata să fac orice ce în vecere. Doamne, dacă Tu ceri ca să împlinesc cuvântul acesta și să sfințesc sabatul, Doamne, voi păzi sabatul în cinstea numelui Tău, pentru că Te iubesc, Doamne. Și păzirea poruncelor va fi o satisfacție, o împlinire a sufletului. O libertate. Doamne, ajută-ne ca să împlinim cuvântul acesta. Cei care până acum, probabil că din diferite motive, poate din neștiință, s-au închinat altfel, au ținut o altă zi. Ajută-i, Doamne, ca să poată să înțeleagă acest adevăr. Ajută-i, Doamne, ca să studieze. Ajută-i, Doamne, ca să citească și să fie convinși, într-adevăr. Și să poată să facă hotărârea dacă într-adevăr este așa atunci urmează calea ta. Doamne, continuăm să te rugăm pentru cei care ne urmează acum în emisii directă, dar și pentru acei care se vor, vor, alătura după această emisie. Doamne, pentru cei care au probleme cu sănătatea. Sunt atâtea boli, atâtea probleme în lumea aceasta. Doamne, atâția prieteni avem care stau uh, la pat, care sunt bolnavi. Avem rude, avem copii, părinți care sunt bolnavi. Doamne, te rugăm să te atingi de inima lor. Vindică Doamne de orice boală. Vindică Doamne pe cei care au cancer. Vindică Doamne pe cei care au probleme cardiatice. vindică Doamne pe cei care au probleme psihiatrice, cei care au probleme oncologice. Doamne, fă coastele noastre și oasele noastre să fie tare. Ajută ca picioarele să zburde, mâinile, Doamne, să funcționeze, ochii să privească clar. Binecuvintează pe cei care au probleme cu auzul, cu vederea. Dă-le, Doamne, văz și dă-le auz. Te rugăm, Doamne, să întărești pe cei care sunt acum infectați de acest virus mondial și poate de multe alte probleme. Vindecă-i, Doamne, adu-i la viață. Pentru familiile care și-au pierdut pe apropiați, Vindecă-i inima lor, Doamne, alinele, sufletul și ajută ca să găsească pacea în Tine. Doamne, te rugăm pentru cei care au probleme financiare. Atâția oameni și-au pierdut astăzi lucru și-au pierdut sursa existenței de viață. Te rog ca să fie alături de ei. Nu-i părăsi, Doamne. Te rog pentru cei care acum privesc. Poate pentru Ion, Alexandru, Maria, Valerii, Andrei, Dorina, Eugen, Svetlana, Marina, Margareta, Doamne, toți cei care acum privesc acest program și au probleme, indiferent de care probleme, te rog să intervii în viața lor. Doamne, mijlocim în rugăciune pentru ei. Te rog să te atingi de inima lor. Îți mulțumim, Doamne, că asculți rugăciunea noastră și cât nu am stat cu tine în emisie directă, Tu ești gata să asculți rugăciunea noastră. Tu privești ca un tată iubitor, la rugăciunea noastră. Și-ți place atunci când vorbim cu tine. Așa cum îi place unei mame să vorbească cu copilul ei, care poate de mult timp nu a fost acasă, așa și ție-ți place să auzi rugăciunea noastră. Îți mulțumim că te avem, Doamne. La cine ne-am fi dus, dacă nu la tine, dacă nu erai tu. Plecăm în fața ta. Îți mulțumim. Te preamărim că te avem. Îți mulțumim că găsim speranța în tine. Îți mulțumim că în ceasul greu al vieții, există cineva care ne șoptește că ne iubește. Ne predăm în mâinile tale. Te rugăm să ne ajuți să ne pregătim pentru a da ochii cu tine. Ajută-ne ca să fim pregătiți și bucuroși atunci când tu vei veni. Fii lăudat și preamărit. Tu, Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Amin. Iată că am ajuns deja și la sfârșitul emisiei. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Am avut plăcerea să vă vedem prin comentariile care le-ați pus. Nu uitați să vă împărțiți cu această înregistrare, să puneți share, să puneți like, să vă împărțiți cu ea ca și mulți alții să audă acest mare adevăr. Vă mulțumesc din suflet că ați fost cu noi. Vă așteptăm și mâine seară la aceeași oră 20.00. Vă doresc o noapte binecuvântată, un somn productiv. Cu voi a fost Sajin Valerii și vă doresc multă sănătate. La revedere!